Ce înseamnă narațiunile Scripturii pentru tine? Le citești? Cum le citești? Cum le aplici la viața ta? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. L-am lăsat pe Ezechia spunând, după mine, potopul. Sigur, nu cu cuvintele acestea, dar același mesaj. El spune așa, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. În alte cuvinte, după mine, potopul. Și într-un sens, așa a și fost. În această atmosferă intră pe scena istoriei Manase și devine cel mai tragic punct de inflexiune din istoria lui Iuda. Dacă Ezechia are parte de un tată neexemplu, Manase are parte de un tată exemplu. Și totuși, încă o dată, se verifică adevărul observat deja. Destinul tău nu este determinat inexorabil de către ereditate, de către mediul în care te dezvolți sau trecutul care te bântuie, ci de alegerile tale de fiecare zi. Istoria lui Manase o găsim în 2 Cronici 33, de la 1 la 20, și în 2 Împărați 21, de la 1 la 18. Câteva capitole esențiale în viața lui Manase, câteva capitole care ne poartă într-o călătorie cu multă învățătură. Capitolul 1. 2 Cronici 33, cu 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Degradarea morală și spirituală lui Manase a fost una progresivă. Sub protecția și cu participarea lui a proliferat idolatria sub diferite forme. Citim din Scriptură. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare Baalilor, a făcut idol Astarteei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerorilor și i-a slujit. În alte cuvinte, în această primă etapă s-a legalizat un sistem alternativ de închinare. Pe de o parte, exista templul lui Solomon cu toate rânduielile lui, iar de cealaltă parte existau înălțimile cu rânduielile lor, reconstruite de Manase. Lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că decăderea a fost progresivă. A urmat mutarea sistemelor religioase alternative chiar în templu. Citim textul Scripturii mai departe. Versetul 4. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. A pus chipul cioplet al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu. Decăderea este progresivă. Sistemele religioase de afară sunt mutate în templul lui Solomon. Și odată ce sistemul idolatru a fost adus în casa Domnului, s-a anulat contrastul dintre cele două sisteme de închinare. Toate sunt o apă și un pământ. Ne închinăm împreună. Lucrurile nu s-au oprit aici. Prețul închinării idolatre este plătit de familia sa. Versetul 6. Și a trecut fiii prin foc, adică i-a sacrificat, arzându-i, în valea fiilor lui Hinom. Umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau ducurile și care spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Lucrurile nu s-au oprit nici măcar aici, după ce și-a sacrificat proprii lui copii și a atins și familia. Decăderea merge mai departe și urmează persecutarea și uciderea celor drepți. Mi se spune în 2 Împărați 21 cu 16, Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea
Domnului. Iosif Flaviu afirmă că Manase, citez, s-a arătat nemilos cu toți, astfel că a ucis pe cei mai drepți din rândul iudeilor, fără să-i cruțe măcar pe profeți. Tradiția iudaică afirmă că Manase este acela care l-a acuzat pe Isaia că învățătura lui contrazice legea lui Moise, căutând motiv să-l omoare. Și Isaia, încolțit fiind, spune legenda, a rostit numele Domnului și un cedru s-a despicat ascunzându-l pe profet înăuntru lui. Cedrul a fost tăiat în două cu fierăstrăul împreună cu trupul profetului, la porunca lui Manase. Lecția de viață pentru oricare dintre noi ar putea fi următoarea. Păcatul cheamă păcatul. Păcatul este progresiv, creează dependență și duce la moarte. Păcatul este eșecul de a ne conforma legii morale a lui Dumnezeu prin fapte, atitudini sau natura noastră morală. Omul, oricare ar fi el, este mai întâi atras de păcat, apoi îi devine plăcut, apoi ușor de comis, apoi frecvent, apoi un obicei și mai apoi un lucru acceptabil. N-am spus niciodată această emisiune, ce am văzut-o la unul din posturile de televiziune, era povestea a unei familii de aproximativ 50 de babuini, undeva în Africa de Vest. Această familie de babuini ieșea din junglă și invada lanurile fermierilor, mâncându-le recolta. S-au hotărât să-i prindă. Știți modul în care au făcut-o? Au pregătit la ieșirea din junglă, la marginea lanurilor, au pregătit niște cuști cu mâncare înăuntru. Ușa la masă deschisă, mâncare înăuntru în cușcă. La început, babuinii, care nu sunt deloc niște animale proaste, au evitat ceea ce părea periculos. Era ceva nou și au trecut pe lângă cușcă și și-au văzut de masa lor din lanurile fermierilor. O zi așa, a doua zi așa, a treia zi așa. Într-o zi, în următoarea zi, un babuin se oprește în ușa cuștii și intră înăuntru și începe să mănânce. După care iese afară. A doua zi, cu același babuin, mai intră câțiva în cușcă să mănânce mâncarea. A treia zi, a patra zi, întreaga familie de babuini era în cușcă unde mâncarea era la îndemâna lor. Așa că după vreo săptămână, babuinii erau cu toții în cușcă, mâncând din mâncarea pusă acolo. Când toată familia de babuini a fost înăuntrul cuștii, ușa cuștii a căzut și s-a închis. Știți care a fost reacția babuinilor? Au tresărit la zgomotul ușii care se închide, s-au uitat în stânga și în dreapta și au continuat să mănânce mâncarea din fața lor. Așa este și cu păcatul. La început îl ocolim, ne uităm la el, după care vedem că e ceva frumos, atractiv, apoi vedem că e ușor de comis, apoi devine comiterea lui frecventă, apoi devine un obicei, apoi suntem prinși în cușcă. Păcatul înșală, înfășoară, împietrește și în final duce la moarte. Păcătuiește suficient de mult și curând vei deveni subjugat de păcat. Aceasta este o primă lecție din viața lui Manase. Un alt capitol esențial din viața acestui împărat îl găsim în următorul verset, în versetul 9 din 2 Cronici 33. Manase, spune textul, a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Învățătura este următoarea. Păcatul tău are consecințe și asupra celor din jurul tău. Păcatul tău nu este o problemă strict personală. Păcatul tău întotdeauna va afecta și pe cei din jurul tău și pe cei apropiați ție. Istoria regatului de sud a fost marcată în mod tragic și irreversibil de păcatele lui Manase,
cu toate că acesta s-a întors din păcatul lui la un moment dat. Ascultați cu câtă apăsare vorbește Dumnezeu în câteva locuri din Scriptură legat de acest capitol al vieții lui Manase. De exemplu, în 2 Împărați 23, de la 25 la 26. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost nici unul ca el. Totuși, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, ascultați, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care umpluse Ierusalimul, din aceste pricini, Domnul a refuzat să ierte pe Iuda. Citiți în Ieremia 15 cu 14. Același lucru. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Îl voi face de pomină pentru toate împărățiile pământului, din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Manase a fost un punct de inflexiune cel mai tragic și irreversibil. Dar când citim astfel de cuvinte, ne putem întreba, atunci de ce Dumnezeu mai bagă de vină și pedepsește poporul dacă Manase este de vină? Pentru că fiecare om este responsabil în mod personal și individual înaintea lui Dumnezeu de alegerile făcute. Deși Manase a târât poporul în idolatrie și într-un desfrâu nemai întâlnit până atunci, Manase n-a fost altul decât cel care a creat un cadru de păcătuire. Dar fiecare individ din popor a ales să se lase târât. Fiecare individ este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru alegerile făcute. Chiar dacă cineva îți creează cadrul, este răspunderea ta dacă intri în joc sau nu. Dacă n-ar fi fost așa, dacă acesta n-ar fi un adevăr, atunci de ce poporul nu s-a întors și el de la căile lui rele când Manase și-a manifestat public pocăința și credința în Iehova? În pocăința lui, poporul nu l-a mai urmat. De aceea spun, fiecare om este responsabil în mod personal și individual înaintea lui Dumnezeu de alegerile făcute. Nu da vina pe altcineva sau pe altceva. Tu singur ești responsabil pentru viața ta, pentru faptele tale, indiferent de cadrul pregătit de altcineva pentru păcătuire. Răspunderea ta. Dar lecțiile nu se termină aici, lecțiile din viața lui Manase. Când citești scripturile, lasă-le să strezească sentimentele, pune întrebări, caută răspunsuri și astfel crești în cunoștința de Dumnezeu. Ce se întâmplă mai departe? Uitați-vă la capitolul al treilea din viața lui Manase, versetul 10, de Cronici 33. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Lecție de viață? Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Nu trimite pedeapsa înainte de a preveni pe cel ce face răul. Așa că Dumnezeu îi vorbește, ei refuză. Și atunci Dumnezeu trimite pedeapsa și Manase este înlănțuit și dus în robie. Dar Dumnezeu nu trimite pedeapsa înainte de a avertiza. Te avertizează cumva Dumnezeu zilele astea? O face ca să prevină trimiterea pedepsei. Ia aminte. Un al patrulea capitol din viața lui Manase. 2 Cronici 33, versetul 12. Când a fost la strâmtoare, el era rob într-o țară străină, înlănțuit. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. Ce face Manase? Vedem căința lui. Și această căință a lui o găsim în 2 Cronici 33, 12 și 13, ni se spune. Dar mult mai aproape de inima noastră, de înțelegerea noastră, putem găsi rugăciunea lui Manase într-una din cărțile apocrife, în cartea lui Hozai.
Ascultați acolo unde este relatată această rugăciune de căință a lui Manase. Citez. Doamne atotputernice, Dumnezeul părinților noștri și al urmașilor celor neprihăniți, toate lucrurile tremură și cad în leșin în fața puterii tale, căci omul nu ar putea sta în prezența slavei tale și nimeni nu poate sta în fața mâniei tale revărsate împotriva celor păcătoși. Dar mila cuprinsă în promisiunile tale nu are margini. Nimeni nu poate să îi sondeze adâncimea, căci Tu, Doamne, cel preanalte, ești plin de compasiune și de răbdare și mila Ta este mare, părându-ți rău când omul suferă pentru păcatele lui. Căci din bunătatea Ta cea mare, o Dumnezeule, Tu ai promis prin pocăință iertarea celor care păcătesc împotriva Ta și nemărginita Ta mila ai rânduit pocăința ca și calea mântuirii pentru cei păcătoși. Încovoiat sub greutatea mare a lanțurilor mele de fier, îmi plâng păcatul și nu găsesc alinare, deoarece ți-am stârnit mânia și am făcut ce este rău înaintea ta, ridicând idol și îngrămădind astfel păcat peste păcat. Acum îmi smeresc inima, implorând marea ta bunătate. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit și îmi recunosc păcatul. Mă rog și te implor, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, nu mă nimici având păcatele mele asupra capului meu, nu te mânia pe mine pe vecie, nu ține seama de fărădegile mele, nu mă condamna la groapă, căci Tu, Doamne, ești Dumnezeul celor care se pocăiesc. Îți vei arăta bunătatea față de mine, căci așa nevrednic cum sunt, Tu mă vei mântui în mila Ta cea mare, iar eu Te voi lăuda întotdeauna, în toate zilele vieții mele, căci toată oștirea cerului cântă laudele Tale și slava Ta este din veșnicie în veșnicie. Amin. Acestea sunt cuvintele lui Manase, cuvintele de căință ale lui Manase. Textul este fascinant și enervant. Într-o oarecare măsură. Scriptura ne spune doar atât. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Doar atât? Este suficient doar atât să devii recipientul harului lui Dumnezeu? Să te căiești de păcatele tale? Da. Iertarea lui Dumnezeu nu poate fi limitată de cantitatea sau calitatea păcatelor săvârșite, ci doar de lipsa căinței tale. Se dovedește încă o dată că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, oricât de mare păcătos ar fi, și că El este mai bucuros să ierte decât să pedepsească. Acesta este mesajul acestui capitol din viața lui Manase. Pocăința lui Manase rezolvă păcatele lui Manase. Pocăința se definește ca fiind un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Pocăința nu este doar un regret pe care îl simți, este un regret plus o renunțare la păcat plus ascultare de Dumnezeu. Este acea întoarcere a inimii tale total înspre El, cu regret și cu dorință puternică de a asculta de El. Pocăința în noi funcționează în felul următor. Să vă dau o ilustrație. Citeam un articol. Este povestea unui băiețel pe nume Julien. Într-o zi, acest băiețel, Julien, era micuț, a căzut în iarbă în timp ce urmărea niște fluturi. La scurtă vreme după ce a căzut în iarbă, ochiul stâng al băiețelului a început să-l doară, așa că a fost dus la doctor. Doctorul s-a uitat în ochișorul lui și n-a găsit sursa iritației, așa că i-a dat niște alifie și l-a trimis acasă. După o anumită vreme, ochiul nu l-a mai deranjat. I-a trecut durerea. Numai că, după aproximativ un an, micuțul Julien a început să acuze o incapacitate de a vedea bine cu ochiul stâng. Părinții lui l-au dus la un alt oftalmolog și acesta, uitându-se cu atenție acolo, au descoperit ceva uimitor. Se pare că, cu un an în urmă, când căzuse în iarbă, o mică sămânță de iarbă, prin cădere, i s-a implantat în cornee. Încet, sămânța, având un mediu propice, a început să crească și chiar a dat două frunzulițe foarte mici, minuscule, în cornea copilului.
sămânța trebuia scoasă imediat pentru a-i salva vederea. Paralela? Așa este și cu pocăința. Pocăința implică trei elemente. Ca să te pocăiești, este nevoie de trei lucruri. Implică un element intelectual, o schimbare a concepției despre păcat. Păcatul este o vină personală, eu am păcătuit. Ți se schimbă concepția despre Hristos, El mă poate ajuta. Este elementul intelectual, este ceva ce se întâmplă aici, când începe pocăința. Este un fel de, ca să fac o paralelă cu ilustrația, este un fel de, am o problemă la ochi. O sămânță mi-a intrat în ochi, mă doare, e clar că am o problemă. Elementul intelectual. Dar pocăința nu se rezumă la o înțelegere intelectuală a problemei, ci trece la un element emoțional. Ți se schimbă sentimentele. Începi să simți regret provocat de păcat și un tânge după iertare. Îți pare rău după ce ai făcut păcatul. Este un soi de nu mai văd bine, mă doare, nu mai am liniște, am dureri. De la sămânța ce mi-a intrat în ochi. Elementul emoțional. Dar nu e suficient nici elementul intelectual, nici elementul emoțional. Este nevoie și de un element volitiv. O schimbare a voinței, a atitudinii și a scopului. O întoarcere de la păcat. Un soi de sămânță mi-a intrat în ochi. E clar că am o problemă, e dovedit. Mă doare de nu mai pot. Ei bine, elementul volitiv spune merg la operație, mă dau pe mâna doctorului să-mi scoată sămânța afară. Aceasta este pocăința. Un regret pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și hotărârea de a asculta de Dumnezeu. Din pricina lui Adam, am căzut și noi în iarbă și o sămânță ni s-a implantat în cornee. Sămânța a dat niște frunzulițe și vederea noastră s-a încețoșat. Cei mai mulți dintre oameni cred că așa trebuie să vedem, că asta e viața. Alții, în schimb, merg la oftalmolog și sămânța le este scoasă. Unguentele nu ajută, e nevoie de operație chirurgicală. Și asta poate face doar Dumnezeu prin Hristos. Augustin spunea că Dumnezeu vrea să ne dorească o mulțime de lucruri, dar nu poate pentru că mâinile noastre sunt pline și nu le putem primi. Iertarea lui Dumnezeu este gata să-ți fie dăruită. Dar oare nu cumva mâinile sunt pline cu păcatele pe care nu vrei să le lași jos? Astfel vedem în viața lui Manase căința lui și credința lui. Textul ne spune și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și credința lui, atenție, s-a dovedit, s-a manifestat în faptele lui. Uitați-vă mai departe, versetul 15 din 2 Cronici 33. Ce a făcut Manase mai departe după căința lui? A înlăturat din casa Domnului Dumnezei străin și idolul Astarteei. A dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului Israel. Observați întoarcerea lui, se vede în faptele lui. Căința și credința i-au șters păcatele. Pocăința autentică și credința schimbă inima lui Dumnezeu și îți procură iertarea lui și restaurarea ta. Credința ta se vede în faptele tale. Pocăința autentică înseamnă toate aceste lucruri. Cu câțiva ani în urmă, citeam un articol intitulat Ce ar da Vaticanul pentru numele Papei? Roger Cadenhead a înregistrat domeniul www.benedictal16.com la moartea papei Ioan Paul al II-lea. Cadenhead și-a asigurat domeniul înainte ca papalitatea să știe că va avea nevoie de el. De fapt, și-a mai asigurat încă vreo 5 alte domenii cu nume posibile de papi. Ei bine, când Benedict a fost ales următorul papa, s-au trezit că domeniul
Benedict al XVI-lea era luat. Roger Cadenhead, un catolic practicant, a oferit domeniul ca și donație papalității, cu trei condiții. Știți care au fost acestea? 1. Doresc una din pălăriile acelea. Probabil se referă la mitra papală. Dorește și el una. 2. Ședere gratuită la Hotelul Vaticanului pe tot parcursul vieții lui. Și 3. Dezlegare totală de păcate. Fiți foarte atenți. Fără să îi se pună vreo întrebare în legătură cu a treia săptămână din luna martie a anului 1987. Roger Cadenhead n-a înțeles nimic cu privire la pocăință. Bineînțeles că Biserica Catolică nu s-a lăsat cumpărată de pretențiile acestui om. Nici până astăzi domeniul mai sus menționat nu este folosit. Ce deosebire între căința lui Cadenhead și cea a lui Manase? Și acum, în parcursul de până acum, n-ați simțit ridicându-se un sâmbure de revoltă? Adică Manase face păcate îngrozitoare, aduce blasfemiile cele mai oribile la adresa lui Dumnezeu, atrage după sine un popor întreg. Dumnezeu menționează mereu și mereu, chiar după moartea lui, că din pricina păcatelor lui, Iuda nu mai are nicio șansă. Și totuși Dumnezeu îl iartă și îl reabilitează? Cum este posibil, Doamne, să acorzi aceeași plată lui Manase și lui Ezechia și lui David și lui Iosia, aceeași mântuirea? Vă mărturisesc că uneori harul lui Dumnezeu poate părea revoltător. Vă mărturisesc că uneori mă descoper ofensat de harul lui Dumnezeu acordat unora. Nu vă surprindeți uneori ofensați de harul lui Dumnezeu oferit unora? Ne lăsăm inima mușcată de astfel de gânduri. Avertizmentul este pentru noi să nu ne pomenim prinși în păcatul unei inimi mici, asemenea fratelui fiului risipitor. Domnul Iisus nu ne lasă în confuzie și fie că ne place, fie că nu, El ne explică cum funcționează lucrurile în sistemul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de pilda ta lucrătorilor viei, pilda cu cea mai directă și puternică afirmație cu privire la harul lui Dumnezeu. Toți primesc aceeași plată, chiar dacă au venit să lucreze în vie mai târziu. Pentru că mântuirea nu se cumpără. Ea se dăruiește. Și ea se dăruiește aceluia care, prin căință și credință, și-a rezolvat relația cu Dumnezeu, indiferent de urăciunea păcatelor comise. Credința și căința îți oferă mântuirea. Să nu cumva să ne lăsăm ofensați de uimitorul har al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă impresionați de el, știind că și eu pot beneficia de el chiar în lipsa meritelor mele. Harul oricum este un dar pe care nu-l merităm. În loc să ne fie ciudă pe Manase sau pe Dumnezeu care face astfel de lucruri și în ce-l privește pe Manase, am putea gândi exact invers. De ce ne-am privit din următoarea perspectivă? Dacă pe unul ca Manase l-a primit Dumnezeu, atunci și pe mine mă poate primi dacă îi răspund cu căință și credință. Să nu ne pomenim prinși în păcatul unei inimi mici, asemenea fratelui fiului risipitor. Dar oare, s-ar putea întreba unii, atunci nu ar fi preferabilă pocăința pe patul morții? De ce nu ne-am trăit viața după poftele noastre, pentru că Dumnezeu ne va ierta în ultimul moment? Nu aș putea oare să mai aștept până sunt tânăr și să-mi trăiesc viața, să mă distrez cât pot și apoi voi cere și eu harul lui Dumnezeu peste mine înainte de moarte? N-aș putea face asta? Nu. Absolut nu. Din trei motive. 1. Dacă gândești astfel, înseamnă că nu ai înțeles nimic cu privire la pericolul în care te afli, cu privire la cât de ofensator este păcatul la adresa lui Dumnezeu. Înseamnă că de fapt nici nu te interesează cu adevărat relația cu Dumnezeu. 2.
nu poți fi sigur că păcatul nu te va împietri pe măsură ce îl săvârșești. Te va împietri în asemenea manieră încât nici nu-ți vei mai dori harul lui Dumnezeu înainte de moarte. Pe paginile Sfintei Scripturi există un singur caz de întoarcere la Dumnezeu înainte de moarte. Tâlharul de pe cruce. Un singur caz, nici măcar două. Unul singur. De ce? Unul singur, pentru ca nimeni să nu dispere. Unul și numai unul, pentru ca nimeni să nu profite. Și al treilea motiv? O întoarcere târzie la Dumnezeu are consecințele ei de care nu te scutește harul. Trebuie să înțelegi că o întoarcere mai timpurie are beneficiile ei. Scap de o mulțime de consecințe grele care te pot urmări în viața de după nașterea din nou. Pentru că păcatele săvârșite în tinerețe pot avea consecințe de o viață. Dumnezeu te iartă, ești mântuit. Dar de multe ori consecințele păcatelor tale te mai urmăresc, consecințele pământești ale păcatelor tale. Ești cumva într-o perioadă asemănătoare cu a lui Manase? Păcatul cheamă păcatul? Te afunzi din ce în ce mai rău în el? Manase îți spune, ascultă vorbirea lui Dumnezeu înainte de a te pune Dumnezeu la strâmtoare. El te cheamă, el avertizează înainte de a transmite, de a trimite pedeapsa. Ești cumva la strâmtoare deja? Simți cum lațul te strânge? Nu-l uita pe Manase. Roagă-te Domnului și smerește-te înaintea lui. Căința ta și credința ta te va mântui.